de către Senatul României a articolului 66 din Legea Educației Naționale, în sensul reducerii numărului de ore din planurile cadru pentru învățământul preuniversitar, este o măsură care aparent va aduce beneficii elevilor cu prețul concedierii a aproximativ 25.000 de cadre didactice, susțin sindicaliștii din învățământ. După promulgarea acestei legi de către președintele României, sindicaliștii spun că ar trebui emisă o ordonanță de urgență prin care să fie prorogat termenul de aplicare al acestei legi până când vor fi luate măsuri suplimentare obligatorii. În caz contrar, reprezentanții SLI Călăraș spun că există riscul major de a declanșa conflict de amploare în învățământul preuniversitar. Mai multe detalii ne oferă președintele Sindicatului Liber din învățământul călărășean, profesorul Aurel Bogatu. Vă rog să ne explicați pe înțelesul tuturor ce înseamnă acest lucru și cum vor fi cadrele didactice afectate de noile prevederi. Mulțumesc, este o întrebare la ordinea zilei, o întrebare care a stârnit o furtună atât în sistemul de educație cât și în rândul părinților, în rândul elevilor. Înainte de a vă prezenta succint problematica izvorâtă din această decizie de la nivel înalt, trebuie să fac următoarea precizare. Eu nu fac politică, nu sunt afiliat, nu am niciun partizanat, eu fac politica sindicatului. Sunt prieten cu Dan Drăgulin, primarul Călărașului, care este liberal, dar eu nu sunt liberal. Sunt prieten cu Liviu Pop, cu ex-ministrul de la PSD, dar eu nu fac politică PSD-istă. Eu fac politica sindicatului, politica celor mulți care își pun o speranță în activitatea pe care o derulăm noi. Revenind la problema și legătura cu actuala situație din învățământ prin votarea acestei legi de modificare a articolului 66 din Legea Educației Naționale, trebuie să fac precizarea că este în strictă legătură, sunt convins de lucrul acesta și o să dezvolt puțin acest aspect, cu situația financiară a noastră în momentul de față a noastră, când spun a țării. Pentru că trebuie să vă aduceți aminte că s-a făcut rectificare bugetară pentru învățământ pe minus în condițiile în care legea 153 nu este aplicată în integralitatea sa sau este aplicată trunchiat, defavorizându-ne flagrant în ceea ce privește salarizarea unor colegi de noștri. De asemenea, tot în această perioadă, pentru posturile eligibile, libere, din sistemul de învățământ, de la nedidactic și didactic auxiliar, nu ni se permite angajarea unor noi oameni. De asemenea, pentru costul per elev, care este subdimensionat și prin toate lucrurile acestea, se urmărește reducerea cheltuielilor. Permanent se spune de la conducerea inspectoratului, de la conducerea ministerului, directive trasate pentru a se încadra în bugetul repartizat. Din cauza acestor lucruri, probabil spun eu că a izvorât și aceasta, deși era, se cocea mai dinainte, a izvorât și a fost votată această lege în Parlament. Ce se întâmplă în realitate? Această lege vrea reducerea cheltuielilor, cum am subliniat mai înainte. Cum se face această reducere a cheltuielilor, ceea ce nu ne convine absolut deloc și ne afectează? Prin scăderea numărului de ore la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal. Unde adică va conduce această scădere a numărului de ore? Exact acest lucru, evident că va conduce la diminuarea numărului de posturi, la disponibilizarea a multor posturi. Mă feresc să dau o cifră
pentru că s-au avansat cifre de 15.000, 20.000, 25.000, ba chiar 40.000 de posturi didactice. În condițiile acestea au de suferit nu numai cadrele didactice, ci și elevii, pentru că rămâne o serie de cunoștințe care nu pot fi predate în timpul respectiv sau sunt predate la modul îndeasă-i pe gât, în ghilimele. Profesorii vor fi nevoiți să sintetizeze materia. Să sintetizeze sau să dea pe repede înainte, pentru că nu ai timp să parcurgi întregul conținut, întreaga materie, într-un număr redus de ore. Ce înseamnă număr redus exact? Adică, de exemplu, la învățământul primar, cât trebuie? De la cât la cât a fost redus? Normal că trebuiau să aibă 22, 23, 24, dar precizarea care s-a făcut în această lege este că 20 de ore sunt pe medie. Ca atare, aici nu s-a înțeles prea bine, pe medie înseamnă că unele clase au 17, să zicem, clasa de pregătitoare. 17 ore, 18, 20, 21, 22, pe medie să iasă 20. Aici neincluzându-se și orele la curriculum la decizia școlii, respectiv opționalele. La fel pentru gimnazial, unde erau ore între 27 și 34, pe medie se merge la 25. E, aici scăderea ar fi mult mai mare și apar multe posturi care se pot disponibiliza. Și întrebarea este, de unde disponibilizezi, de unde reduci numărul de ore? Având în vedere că elevul trebuie să stea numai 5 ore, așa după cum prevede această lege, modificare, numai 5 ore la școală, te duci cu gândul că materia trebuie predată în intervalul acesta, 5 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, 25 de ore, în acest număr de ore. Dar gândiți-vă dumneavoastră că au de suferit foarte mult elevii care nu pot parcurge acest volum foarte mare de ore în timpul scurs, în timpul mic condensat în care ei sunt la școală. Se vorbea nu de mult de faptul că elevul trebuie să stea cât mai mult la școală. Da, nu s-a luat în calcul faptul că elevii trebuie să-și pregătească temele în after school. Rămânând la școală, el își pregătește temele, rămânând la școală, poate să-și facă celelalte atribute pe care le are trasate de școală. Gândiți-vă la faptul că oportunitatea acestor reduceri de ore și a after school-ului se poate realiza prin cele trei forme, cu elevii care sunt rămași în urmă, deficitari, prin ore remediale, prin elevii care sunt performanți, care pot face excelență, aducerea de cunoștințe în plus la nivelul lor, sau cu elevii care sunt la un nivel mediu, se pot consolida pentru a-i trece la grupa cealaltă, la excelență. Ca atare, se pot găsi mijloace pentru a acoperi, pentru a nu-i disponibiliza pe colegii noștri în moduri foarte diferite. Spun acest lucru când mă gândesc și la programele școlare și subliniez faptul că această măsură a legii cu reducerea articolului 66, modificarea articolului 66 și reducerea numărului de ore se putea face după ce în prealabil se făcea un studiu de fezabilitate, se făcea o analiză a ce se pierde, ce se câștigă, ce se pune în loc.
Îmi spuneți acum că nu ați fost consultați înainte ca această lege să fie aprobată? Nu s-au consultat, chiar dacă afirmația care s-a făcut că, și din păcate, colegul, fostul nostru coleg Liviu Pop a avut o gândire în acest sens, pentru că sunt și în Europa, sunt state care au număr redus copiii să stea mai puțin la școală. Păi există o contradicție, copiii să stea mai puțin la școală, copiii să stea mai mult la școală. Să-și rezolve temele de așa manieră, pentru că părinții sunt plecați, să nu-i lași acasă plecați cu cheia de gât, liber să-și facă temele când doresc și când au chef. Dacă ei sunt reținuți la școală să-și facă temele, ok, este mult mai bine pentru copil. Deci aici se pot acoperi atunci când se fac temele și cu supravegherea profesorilor, cu ajutorul profesorilor, astea care pot intra în norma didactică. De asemenea, programa școlară. Nu s-a studiat programa școlară. Exact ce spuneam mai înainte, că se încarcă. Trebuia întâi să scoată din materie, să vadă care sunt temele care sunt, se pot elimina de așa manieră încât atunci când elevul merge la clasa 8-a la examenul de evaluare națională sau la clasa 12-a la examenul de bacalaureat să aibă în principal pregătite temele prevăzute pentru aceste două examene. Că sunt și alte teme în cursul anului, în conținutul disciplinei respective, care pot fi la teme facultative sau teme care rămân la alegerea profesorului de completare a noțiunilor pe care le predau în vederea examenelor de evaluare și examenului de bacalaureat. Cine va stabili într-un final orele care vor fi tăiate? În momentul de față, pentru că legea este trimisă la promulgare spre președinție, Federația noastră a înaintat o adresă, de altfel consilierul pe probleme educative de la președinție a fost de acord și a înțeles gravitatea situației și a momentului, urmând a face toate demersurile pentru modificarea acestei legi. Modificare în sensul că fie se poate da o ordonanță, fie se o ordonanță de prorogare a termenului de punere în aplicare după ce se face studiul celor pe care vi le-am menționat mai înainte. Federația noastră a înaintat către președinție și a cerut prorogarea aplicării acestei legi. Vă dați seama ce ar fi însemnat, ce ar însemna ca din septembrie să se treacă la această reducere cu 20.000 de cadre disponibilizate. Actuala prevedere aprobată prevede ca din septembrie. Exact, trebuie ca din septembrie să treacă la această nouă lege. Dat fiind noile modificări, se va face totuși o evaluare la nivelul sindicatelor, a inspectoratelor școlare, să vedeți exact numărul cadrelor didactice care vor fi afectate? Adică să știți exact, să nu mai ziceți 15-25. Sigur, la prima citire asta a fost reacția pe care am subliniat-o mai înainte, 15-20, 25-30. A plecat asupra acestei probleme, în momentul de față se lucrează la nivelul federației pentru stabilirea exactă, pentru că trebuie trimise la fiecare inspectorat școlar, trebuie să facă o analiză și inspectoratul școlar, serviciul personal, trebuie să facă o analiză a acestor lucruri. Ori astea trebuiau făcute înainte de a da legea ca să fie cu temele gata, pregătite, cum cere elevului să aibă temele pregătite. Și noi trebuia să avem inspectoratul, ministerul, sindicatul, trebuie să aibă temele pregătite și atunci puteam să vină cu această, nu mai pot să-i spun proiect, această lege care deja este, a fost respinsă odată și domnul președinte acum nu va avea ce să facă decât să o promulge. Dar sperăm că, așa cum spune proverbul, dă-i mintea românului cea de pe urmă, să dea mintea românului cea de pe urmă și președinției și noului guvern care trebuie să
De asemenea, trebuie și noul guvern să analizeze, noul ministru al educației să analizeze și să pună în practică cea mai bună soluție pentru a rezolva situația. Vă dați seama cu cât și cu after school-ul și cu pregătirea suplimentară de la nivelul unităților școlare și cu reducerea programelor școlare, cu perierea, cu analiza programe școlare, tot vor fi situații din acestea. Ori nu este convenabil ca acești colegi de-ai noștri să se trezească la toamnă că nu mai iau posturi și că trebuie să meargă spre reconversia profesională. Știm, suntem conștienți de lucrul acesta. Mai ales că dacă vreți să promova interdisciplinaritatea, adică să se predea fizică, chimie în aceeași de un profesor, chimie, biologie de același profesor, cu un conținut și un timp alocat redus. Dacă se merge pe interdisciplinaritate, dar în perspectivă, în niciun caz acum, ce facem cu profesorii de fizică, chimie, dacă facem interdisciplinaritate? Predă numai unul, celălalt ce face? Nu se poate. Și acel unul trebuie să aibă și pregătirea necesară, evident, pentru a putea preda aceste lucruri. Eu revin cu o întrebare. Să spunem că nu veți primi această prorogare. Cine va decide orele înainte? Bineînțeles că de la minister și de la inspectoratele școlare. Uh-huh. Dar trag un semnal de alarmă pe care l-a tras, s-a tras și la nivelul federației. Această măsură va conduce, fără doar și poate, la mișcări de stradă ample, pentru că nimănui nu-i convine să nu mai aibă un loc de muncă. Și, ca să spunem drept, ce economie s-ar realiza? Aproximativ, prin această măsură, 10%. 10% din bugetul, deci, alocat educației. Ce ar însemna asta? Ar însemna disponibilizare. Deci pentru asemenea măsură de reducere cu 10% să iei decizia disponibilizării a 20-25.000 de cadre didactice. Subliniez, colegii noștri, în momentul în care se va rămâne bătută în cuie fără nicio reacție din partea noului guvern, noului ministru al educației și președinției, automat vom ieși în stradă. Categoric, categoric subliniez lucrul acesta, nimeni nu ne va împiedica și toți colegii noștri vor trebui să acționeze, să reacționeze, pentru că nu știe niciunul la care disciplină se va renunța. Dacă vreți, am văzut un reportaj când unui copil, punându-i se întrebarea aceasta, a răspuns: a, vreau la matematică. Să îi se taie de la matematică? De ce? Lui se părea, da, la matematică să îi se ceară. De ce? Că lui se părea că sunt prea grele și acel copil a spus că da, pentru că noi astăzi avem 3 ore de matematică. Păi nu știi, ai materia respectivă, profesorul trebuie să o predea. Ce să facă? Trebuie să... reduci numărul de ore, programa o analizezi și vezi ce reduci. Dar de ce trebuie să ai 3 ore de matematică într-o zi? Nu pot să cunosc, nu pot să știu, nu pot să comentez asta. Există posibilitatea de a comenta, dar nu comentez pentru că orarul și l-a făcut. Probabil că era copil de clasa 3-a, 4-a, după cum l-am văzut. Orarul era făcut de doamna învățătoare. Învățător. Ca tare... Mă gândesc totuși, de exemplu, la religii. Au o oră pe săptămână. De aici clar nu se poate tăia. Sport, o oră pe săptămână sau cât au, parcă așa, nu se poate una, tăia. Una, două. Deci clar sunt materii cu o oră pe săptămână de unde nu pot fi tăiate orele. Categoric. Și atunci de unde categoric ne ducem? Matematică, vin la vorba acelui copil. Exact. Matematică, română, la clasele liceale, depinde pe profil, ce profil ai și unde ai mai multe ore și atunci o să tăi. Biologie, chimie... Bine, s-a gândit atunci când s-a
elaborat această lege și s-a votat în Parlament, și la situația care persistă în învățământ cu foarte mulți necalificați. Da. În momentul de față, vorbind de nivel național și București, care sunt entitățile nivel național care cuprinde întreg sistemul de educație, și București, cea mai mare entitate care există în România față de celelalte orașe, care sunt totuși mult mai mici. Total posturi la nivel național în jur de 213.925. Din aceste posturi, cu ocupate cu studii persoane fără studii de specialitate, sunt 3.771, adică 1,76%, iar la București, din 17.308 de posturi, necalificați, fără studii de specialitate, sunt 188, 1,09%. Bineînțeles că aceasta a fost ideea înlăturării celor necalificați. Pentru că vor pleca doar cei necalificați sau vor fi afectați? Asta a fost ideea lor. Dar asta ce ar însemna? Fie creșterea normei didactice, fie rămânerea claselor fără personal de predare. Pentru că, într-adevăr, personalul necalificat în funcția de profesor are un nivel de cunoștințe liceal, un nivel de cunoștințe care a fost testat, dar, din păcate, a trecut, pentru că nu avea cine să intre la școală. Gândiți-vă dumneavoastră, în sănătate există personal necalificat? Nu există. În justiție există personal necalificat? Nu există. În poliție nu există. Inclusiv agenții au făcut școala, dar la noi în învățământ îl iei, a terminat liceul anul acesta, acum 2 ani, acum 10 ani, acum 15 ani, are liceul. Nivelul lui de cunoștințe a scăzut de când a terminat liceul până în 15 ani și îl aduci în fața copiilor să predea. Nivelul este foarte scăzut acolo unde predă un necalificat. Categoric ne dorim cu toții să avem calificați. De ce nu mai vin tineri în învățământ? Pentru că am subliniat-o nu o dată, de mai multe ori, învățământul nu mai este atractiv. Plasarea învățământului în grila salarizare pe ultimele locuri, pe penultimul loc, spune totul vis-a-vis de sectorul de învățământ, prioritate națională, puneți ghilimele de rigoare. Toată lumea este încântată să reclame, dar acest lucru nu se poate realiza în fapt. Pentru că noi nu suntem prioritate, suntem cenușereasa națională. Și foarte mulți copii, vis-a-vis de acest lucru, copii de liceu, și-au manifestat nemulțumirea față de lucrul acesta de reducerea numărului de ore și disponibilizarea celor de la catedră, pentru că și ei au de suferit. Părinții la fel și-au manifestat nemulțumirea. Deși uneori părinții vor să se identifice cu cunoscători în ceea ce privește sistemul de educație și vin cu propuneri care mai de care mai ciudate. Vezi acel proiect de lege pentru transformarea profesorilor nu în funcționari publice, ci în persoane care să beneficieze, așa cum poliția, de dreptul de a fi apărat de lege. Referiți la violența în școli? Violența în școli, exact. Sunt profesoare, învățătoare care au fost bătute, fie de elev, fie de un părinte. Chiar la noi în județ a fost o învățătoare de la Dragoș Vodă, dacă nu mă înșel, bătută de un părinte că nu i-a convenit notele pe care le-a acordat fiului său. S-a schimbat legislația în momentul de față? Sau sunt discuții, se poartă discuții? Pentru acest lucru, pentru violența. Violență, nu, da? Încă nu s-a schimbat. Este încă pe rolul, Parlamentului acest lucru.
S-a propus pedeapsa cu închisoarea pentru agresori? Orice pedeapsă să se înăsprească, fără să se precizeze, să se înăsprească pedeapsa împotriva celor care agresează fizic, moral, cadrele didactice. Ați făcut comparația cu poliția, de aceea v-am întrebat, pentru că la ei se consideră ultraj și se pedepsește cu închisoare. Exact, pe același calapod se merge și în învățământ pentru ultraj. A nu se înțelege faptul că acest lucru este numai pentru profesori, ci este și pentru elevi, pentru că și elevii sunt agresați fizic, verbal, în teritoriul care se cheamă teritoriul educației. Nimeni nu are voie, nu are ce să caute în acest teritoriu. Dar de profesori agresivi? Bineînțeles că și profesorii agresivi, de altfel federația noastră a făcut precizarea și mulți nu au înțeles, pentru că președintele Hancescu a făcut, mă rog, o exprimare la general, că suntem împotriva profesorilor agresivi, împotriva profesorilor agresivi, profesorilor care... abuz de forță, limbaj împotriva elevilor. Dar aici trebuia să facă precizarea împotriva acelor profesori care practică acest abuz fizic sau moral, verbal împotriva elevilor. Din păcate, pădure fără uscături nu se poate. Poate sunt 1, 2, 3, cine știe la fiecare unitate. Împotriva acestor cadre, acestor colegi, noi categoric suntem împotrivă și întotdeauna am spus că suntem dispuși, suntem de acord ca legea să-și pună cuvântul vis-a-vis de toate aceste probleme care apar în spațiul școlar, pentru că, într-adevăr, școala trebuie să fie un spațiu al educației. Nu un spațiu unde poate veni oricine să se răfuiască. Și un spațiu în care elevul și cadrul didactic trebuie să simtă în siguranță. Deopotrivă și elevul și cadrul didactic, sigur că da. Adică nu te duci la școală tensionat că cine știe ce se poate întâmpla, sau eu ca părinte să stau stresată că se poate întâmpla ceva cu copilul meu. Fără discuție, dumneavoastră ca părinte și eu ca profesor, care dacă acord să-i fie teamă profesorului că acordă o notă sau eu știu o pedeapsă. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. La educație fizică, un copil foarte bun, foarte dotat, dar care are manifestări huliganice în teren sau la ora de educație fizică. Eu îl pedepsesc, uite, 2 minute sau 5 minute, tu stai pe margini, nu mai participi la jocul acesta. Este un tip de pedeapsă, fără să fie pedeapsă fizic, fără să-l bat, fără să-l agresez verbal. Vine părintele și îmi spune mie, stai, dom'le, de ce îmi scoți mie copilul în așa? Cum îmi dai mie, îți permis să-mi dai copilul afară din așa? Da, pentru că și în jocurile sportive, dacă cu toții urmărim jocurile sportive, există pedeapsa. Și la handbal, eliminare de 2 minute, eliminare definitivă. Și la fotbal, cartonaș galben, cartonaș roșu, îl elimin pe cel care manifestă abuzuri fizice sau morale, verbale asupra competitorilor, asupra arbitrilor. În această situație ar trebui ca părintele și cadrul didactic să facă front comun, să discute mai des și să găsească o soluție comună. Categoric, pentru rezolvarea problemei. Categoric sunt de acord cu aceasta, dar această lege, care odată votată și promulgată, ne-ar da posibilitatea să avem siguranța că și teama din partea celor care au de gând să vină în școală, să se răfuiască în ghilimele cu un profesor care a acordat nota 3, 4, 5, eu știu, copilului acelei persoane. Și, bineînțeles, odată promulgată această lege, ar trebui și va trebui să se facă niște lectorate cu părinții, niște întâlniri cu părinții, în care să se discute despre acest lucru. Fără îndoială că acest lucru s-a discutat și acum, dar libertatea și legea care îi permite, îl face pe, nu pe toți părinții, pe anumiți părinți, pe anumite persoane, să vină, sau persoanele care sunt frustrate din timpul școlii și aduce aminte că, mă duc eu că mi-a dat mie profesoara sau profesorul X mi-a dat o notă și mă duc eu să-i arăt eu cine sunt acum. Deci, treburile astea trebuie să fie corelate.
În încheiere, aș vrea să ne întoarcem un pic la subiectul de la care am pornit, și anume reducerea numărului de ore, și aș vrea să vă întreb dacă știți cumva când veți primi răspunsul privind prorogarea sau neprorogarea acestei legi. În momentul de față, de-abia am înaintat spre președinție solicitarea aceasta, să se definitiveze situația, să se clarifice situația guvernului, care o fi, dreapta, stânga, liberal. Dar știți că în curând vor fi și alegerile prezidențiale, adică și președintele. Sigur că da, este o temă de campanie probabil și trebuie să se decidă de urgență. Nu președintele va putea emite o ordonanță de prorogare, ci guvernul ordonanță sau ordonanță care să meargă în Parlament să discute despre această problemă. Vă dați seama că, indiferent că suntem în campanie, președintele nu poate să spună că, nu poate decât să spună că, da, domne, trebuie prorogată, trebuie analizată întâi, trebuie periată, trebuie evaluată, trebuie să facă tot ceea ce trebuie pentru a ne asigura că această măsură nu va afecta așa de mulți profesori. Deci, vă dați seama, din 200.000, 20.000 sau 40.000 să fie disponibilizați, nu e o cifră mică. Credeți că va lua această decizie până la alegeri sau după? După, mă gândesc că dacă se va schimba președintele, veți relua toate discuțiile. Vom relua toate discuțiile, vom ieși în stradă, vom reacționa, pentru că această ordonanță poate fi dată și după alegerile prezidențiale. Deci nu ar fi o problemă dacă acum s-ar discuta, chiar să fie o temă de propagandă pentru alegerile prezidențiale. Unul, altul sau toți să atingă acest subiect, să discute acest subiect. Iar acela care nu va lua act de această lege nouă votată în Parlament, înseamnă că acela nu merită să fie președinte.